Carmen Holban, votată în unanimitate președintele Organizației Femeilor Social-Democrate Târgoviște. Doamnele social-democrate au ales noul președinte al Organizației Femeilor Social-Democrate Târgoviște. Doamna Carmen Holban a fost desemnată președinte prin vot secret, fiind susținută în unanimitate de cele 218 delegate. De altfel, Carmen Holban a fost singura candidată pentru această funcție. Conferința de alegere a avut loc la Clubul Studenților din Târgoviște. Evenimentul s-a bucurat de prezența președintelui PSD Dâmbovița, Adrian Țuianu, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, alături de care s-au aflat președintele PSD Târgoviște, Cristian Stan, președinta OFSD Dâmbovița, Gilia Claudia, senatorul Leonardo Badea, președintele TSD Târgoviște, Andrei Păunescu și membrii din cadrul biloului permanent județean, cum ar fi vicepreședintele Alexandru Oprea și alții. Proiectele propuse de doamna Carmen Holban sunt ambițioase, dar de mare folos pentru Târgovișteni și pentru PSD Dâmbovița. Trebuie să dărâmăm orice obstacol întâmpinat de femei în ocuparea unei funcții prin trei criterii: seriozitate, capacitate de muncă și putere de convingere. Vom fi alături de colegii noștri de partid, vom fi alături de ei în acțiunile pe care le vom avea în următoarea perioadă, vom sprijini și vom fi liantul care va unifica și va da forță partidului. Trebuie să fim conștiente că fiecare reușită are în spate un efort propriu, dar și un efort colectiv. Pregătirea alegerilor și a candidaților pentru 2016 este obiectivul nostru prin promovarea unor soluții eficiente și realizarea unui ciclu electoral de succes. Noi propunem să încurajăm toate colegele noastre care vor să candideze și le asigurăm de sprijinul nostru, așa cum asigurăm de sprijinul nostru în obținerea unei victorii în cadrul primăriei Târgoviște. Noi femeile avem un cuvânt de spus. Ne vom face auzite pentru susținerea primarului nostru și vom vota da pentru Cristi Stan. Este de asemenea cunoscut faptul că femeile dâmbovițene au votat președintele Consiliului Județean în proporție mult mai mare decât restul voturilor. Da? Știm că acum decizia nu ne mai aparține direct, dar este cazul să dovedim încă o dată puterea noastră organizatorică, să demonstrăm că ne vom susține colegii de partid, vom discuta cu oamenii și vom convinge prin argumente clare, prin dovezi, că numai Adrian Țuțuianu este președintele Consiliului Județean. Doamna Carmen Holban are o echipă puternică în spate, formată din 10 vicepreședinți, un secretar și 8 membri în birou.